Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit astăzi la reședința patriarhală pe excelența sa David Saranga, ambasadorul statului Israel în România. La întâlnire a participat și Tova Ben Nun președintele complexului educațional Lauder Preafericitul Părinte patriar, a apreciat bogată activitate diplomatică a ambasadorului, subliniind frumoasele relații dintre România și Israel. Un bun exemplu al acestor relații îl constituie pelerinajele în Țara Sfântă, organizate de Patriarhia Română prin Agenția de Pelerinaje Basilica Travel. Ambasadorul statului Israel în România a mulțumit prea fericirii sale pentru primire și a exprimat bucuria și onoarea de a vizita Patriarhia Română. Excelența sa a descris stadiul avansat al lucrărilor de deminare din zona Iordanului, exprimându-și dorința ca în cel mai scurt timp posibil așezământul românesc de la Iordan să poată fi restaurat și ulterior sfințit de către prea fericitul părinte patriarh Daniel. Totodată, ambasadorul și-a exprimat speranța mutării Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. David Saranga a menționat de asemenea un proiect important de identificare și întâlnire comună în cadrul unui eveniment a urmașilor celor 65 de persoane din România, cărora Muzeul Holocaustului din Ierusalim le-a acordat distinția de drepți între popoare, conferită celor care și-au riscat viața salvând evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. În primul rând, am venit pentru a felicita pentru Paște. Anul acesta, Paște este cu o săptămână după e, Pesach nostru, și cu această ocazie a fost o plăcere să mă întâlnesc cu e, patriarhul. E, în același timp, relația între poporul evreu și poporul creștin este o relație foarte bună, e, mai ales că relația între Israel. Și patriarhia este o relație foarte bună. Am venit în același timp să vorbesc și despre Ierusalim, capitala Israelului, de 3000 de ani, și încă o dată să vorbim despre această legătură care poporul evreu are cu Țara Sfântă cu Ierusalimul. În același timp am e, povestit despre e, un proiect care facem împreună cu Școala Lauder e, Reut, în care vrem să găsim pe moștenitori ale drept între popor, oamenii care au primit acest drept între popor din partea Muzeului Holocaustului de la Ierusalim. Vorbim despre oamenii care sunt neevrei, care au salvat pe evrei în timpul Holocaustului. Prefericitul părinte patriarh Daniel și-a exprimat aprecierea cu privire la această inițiativă. Recunoștința pentru cei care și-au riscat viața proprie, salvând viața altora, este o datorie sfântă față de ei și o mulțumire adusă lui Dumnezeu, a cărui voie aceștia au împlinit-o. Valoarea educațională a unor astfel de evenimente și sublinierea neîncetată a relațiilor de prietenie între cele două popoare, român și israelian, pot contribui semnificativ la împiedicarea repetării ororilor istorice precum Holocaustul. Patriarhia Română va coopera pentru identificarea românilor distinși cu titlul Drepți între popoare și a urmașilor acestora. La final prea fericitul părinte patriarh a urat succes ambasadorului statului Israel în misiunea sa diplomatică la București.